Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit. Nadia Spătariu sunt. Astăzi vorbim de detoxifierea de primăvară, da? Pregătim organismul și îl pregătim alături de o veche prietenă de-a mea și pe care voi o știți din vechile mele, să spunem așa, emisiuni și nu numai. De Andreea Pop. Bine ai venit, draga mea! Bine Bine te-am ai găsit. revenit! Dacă înainte vorbeam în cadrul emisiunii și atât la radio cât și la TV, erai alături de mine, acum a venit momentul să fim pe platforma de Facebook, că am rămas cu casca, să fim pe platforma de Facebook și să ne revedem aici și să spui despre ce s-a întâmplat în această perioadă, pentru că trebuie să reamintim că ai avut un an mai, să spunem, cu multe, multe încercări, da? Ca și mulți alții în această perioadă, dar la tine a fost, să spunem, așa, cu mulți și de mai multă durată. Deja eu am emoții pentru că știu exact prin ce ai trecut tu și cu multe, să spunem, încercări și gânduri și experiențe. Dar hai să vezi și să ne spui tu despre ce este vorba. Te rog, Andreea. Uite, deja eu m-am emoționat pentru că în alte dăți erau emoțiile comune și se pare că și de data aceasta. Te rog. Povestea de astăzi nu vreau să fie lacrimogenă, Nadia. Da, Vreau să nu fie o să fie clar. o lecție constructivă și o temă de casă pentru sufletul fiecăruia dintre noi. Așa cum majoritatea știți, numele meu este Andreea Pop, de profesie doctor în științe, cercetător. Sunt o tânără de 32 de ani și jumătate, cu multă ambiție, cu multă energie, dornică de a învăța zilnic lucruri noi, pe care prietenii o poreclesc pasărea Phoenix. Da, nu numai te poreclesc, ci faptul că tu ești o luptătoare și faptul că tu, putem să spunem că astăzi, da, ai renăscut, pur și simplu. Îți mulțumesc, Te Nadia. rog. Am crescut o mare parte alături de bunica mea, care m-a învățat că lucrul cel mai de preț în societate este omenia. Părinții și fratele meu au fost alături de mine și m-au învățat să trăiesc sănătos din punct de vedere moral. Eu mi-am dedicat viața în principiul studiului și cred că acest fapt a cizelat ceea ce sunt eu astăzi, dar, bineînțeles, suferința mi-a fost cel mai bun profesor, să zic așa. Am finalizat studiile de licență, un stil de viață sănătos în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Am urmat un masterat tot în cadrul aceleiași universități, iar în 2016 am finalizat studiile doctorale pe studiul compușilor bioactivi din plante cu acțiune dermatoprotectoare. În paralel, am urmat diverse specializări în străinătate, în Valencia, pe nutriție în 2009, la Universitatea Politehnică, în cadrul programului Erasmus, diverse specializări pe estetică corporală, la Institutul de Estetică Corporală din Madrid, Landors. Și visul meu a fost dintotdeauna legat de domeniul medicinei complementare și de a fi în sprijinul tuturor celor care îmi calcă pragul și care cred în profesionalismul meu. Mie îmi place domeniul cercetării și mă străduiesc să aduc valoare adăugată în domeniile în care mă implic și, bineînțeles, acolo unde mi se solicită ajutorul. Înainte de a trece mai departe, vreau să îi salut pe cei care ne urmăresc. Bună seara, Cosmin, îți mulțumim ca de fiecare dată tu ești alături de noi. Teodora, din nou, la fel. Deja suntem, să spunem așa, o familie
în care în fiecare marți ne reîntâlnim noi, eu cu invitatele mele pe o parte și voi în cealaltă parte. Vă mulțumesc din suflet și bineînțeles că, ca de fiecare dată, am rugămintea de a distribui acest live pentru a ajunge informațiile pe care Andreea ni le împărtășește la cât mai multă lume. Vasilica ne salută, bună seara, dragele noastre și draga noastră, bună seara. Dorina Ciortea, succes, mulțumim. Deci așadar, te rog, Andreea, să continuăm discuția. Uite și Liliana, bună seara, bună seara, draga noastră. Desigur, în toată această poveste minunată își face loc și suferința, pentru că nu m-a ocolit. Viața m-a încercat enorm, dar am învățat să-i țin piept cu demnitate și să-i demonstrez că sunt o luptătoare. Viața este scurtă, am învățat asta și nu este timp să ne plângem de milă. Aici, dacă îmi dai voie, mi-amintesc o pildă pe care am citit-o pe pagina unui antreprenor la un moment dat și care oarecum se potrivește acestei povești. Era vorba despre un porc și un șoricel. Un porc care stătea toată ziua pe o creangă și șoricelul care în tot acest timp alerga din stânga în dreapta. Și într-o zi șoricelul își ia inima în dint și se adresează corbului. Corbule, eu am obosit și aș vrea, dacă se poate, să stau și eu cu tine, așa cum stai și tu. Oare se poate? Sigur, dragă șoricel, eu stau aici sus și tu stai pe pământ. Trece un minut, trec două, trec nouă minute, nu se întâmplă nimic spectaculos. Iar în minutul 10, hap, șoricelul fu mâncat. Care era morala? Atâta timp cât nu ai ajuns acolo unde îți dorești, nu îți permite să pierzi timpul. Nu vă păcăliți, dragii mei, că aveți tot timpul înainte, toată viața în față, toată viața înainte, pentru că nu este așa. Într-o bună zi, se întâmplă ca viața să ne demonstreze că are alte planuri. Eu am trăit această experiență și atunci cred că este important să trăim clipa și să fructificăm fiecare moment, pentru că trebuie să ne pregătim de ceea ce urmează, da? Cum vom trăi în următorii ani? Pentru că asta definește ceea ce vei fi cu adevărat. Cum ne împăcăm, Andreea, cu încercările pe care ni le trimite viața sau pe care ne lovim zi de zi? Că la un moment dat, da, știu, nu ești împăcat în prima situație, în prima fază, adică ca fiecare. Nu m-am mulțumit cu sintagma, așa a vrut Dumnezeu. L-am rugat să mă lase să-mi continui planurile și să-mi ajut semenii, pentru că simțeam că drumul meu nu poate să ia sfârșit acum. La vârsta de 26 de ani m-am lovit de primul zid, și anume de diagnosticul primit în urma primei intervenții chirurgicale, cancer ovarian epitelial. Și mi-a dat toată viața peste cap, toate planurile. Sunt și pe plan de sănătate, sufletește, profesional, social. Și mi-am pus întrebarea ce fac. Uitasem să mă bucur de soare, de ploaie, să mă bucur de o înghețată, de o îmbrățișare. Și am realizat câte momente frumoase am pierdut. Corect. După un plâns zguduitor, mi-am evaluat viața și mi-am dat seama că uitasem de mine și uitasem de ceea ce îmi făcea plăcere. M-am trezit așa într-un vârtej al vieții în care lucrurile au scăpat de sub control și doctorii ridicau din umeri. Când lucrurile au urmat o perioadă foarte grea, când lucrurile au revenit la normal, când am stabilizat boala, am uitat din nou ceea ce am promis și am intrat din nou în aceeași rutină în care intră majoritatea. Dar oare de ce crezi, Andreea, că intrăm? Adică ne luăm în momentul în care suntem la greu și suntem puțin, să zicem, strânși așa cu ușa, ne revenim, ne luăm niște angajamente pe care pe urmă, când suntem bine, plutim pe un orișor pe urmă. Pentru că asta e natura umană. Oamenii
oamenii uită de foarte multe ori să se bucure de moment, uită că nu vom fi veșnic aici, suntem doar într-o călătorie și este foarte important să fructificăm fiecare moment. Și ne luăm duș de rutină, de standardele societății, pe care vezi foarte bine că ni le impune ușor-ușor spre dictatură, aș spune, chiar dacă pare mult spus. Asta este părerea mea. Și ne luăm duș, ne lăsăm duș de vară. Și rutina aceasta poate fi ușor letală, i-aș spune. Cel puțin, uite, acea rutină, cum ți-am spus, în care eu am intrat, mi-a adus din nou o recidivă. Din nou am anihilat-o, fiind o formă ușoară de pistată la timp. Ei, dar anul trecut, în 2020, mi s-a spus că șansele mele s-au terminat. A treia recidivă și-a făcut apariția. A fost momentul în care am pus pixul jos și am spus stop joc. Mărturisesc că mi-am dorit atât de mult să trăiesc, încât m-am așezat în fața unei icoane, spunându-i lui Dumnezeu că este momentul pentru o discuție serioasă. Și paradoxal, dacă în anii trecuți m-am împotrivit tuturor acțiunilor venite din partea lui și în acel moment, oarecum am anulat orice orgolii implantate în subconștient și am pornit la luptă, pentru că nu aveam altă alternativă. A urmat o luptă grea, extrem de grea, pe care am câștigat-o, când am înțeles că tot ceea ce ni se întâmplă reprezintă consecința faptelor, a păcatelor noastre, a gândurilor negative și a dezechilibrului sufletesc. Corect, corect. Pentru că uităm să fim recunoscători pentru fiecare zi, chiar dacă acum foarte multă lume și se întorc, să spunem, și către Dumnezeu și pentru a se bucura de tot ceea ce ne înconjoară și de a se bucura de firele de iarbă care răsar, de mai ales acum primăvara, da, de vestirea primăverii, de fiecare ghiocel, de fiecare zumzet, da? Începem să fim recunoscători și cât de important este să fim recunoscători pentru fiecare zi și pentru fiecare clipă. Poate și pentru un apel telefonic este important să te conectezi într-un fel cu acea persoană cu care tu ai vorbit și să-i transmiți gânduri bune. Poate chiar dacă n-a fost o convorbire foarte plăcută, da? Ideea este ca tu să transmiți acele gânduri bune și să aduci bucurie în jurul tău. Exact. Dar suntem foarte superficiali, Nadia, și tratăm totul atât de fără urmă de empatie. Suntem foarte egoiști. Gândurile noastre întotdeauna sunt înconjurate de noi, așa, suntem plini de noi, de eul acela de care ar trebui să scăpăm. Nu ne conectăm cu cei din jur, nu ne preocupă foarte mult starea celor din jur. Suntem preocupați de binele nostru și atunci nu avem cum să atingem nivelul de echilibru sufletesc, de fericire, de bucurie, de împlinire. Eu asta am învățat. Nu ne putem raporta doar la noi. Noi trebuie să ne raportăm la cei din jurul nostru, pentru că e mult mai frumos, până la urmă, cine cunoaște aspectul ăsta, e mult mai frumos să oferi. Și te ajută foarte mult și mental, sufletește, te simți împlinit ca om. Simți că ai nu știu, un ideal, un mod pentru care trăiești până la urmă. Uite, de exemplu, chiar astăzi cineva spunea într-o conjunctură, se întâmpla să fiu de față, că sunt anumite persoane care spun întâi eu și pe urmă tot eu. Exact. Întâlnim astfel de persoane și avem astfel de persoane în jurul nostru și poate și noi la un moment dat am fost într-o anumită perioadă. Să spunem că nu am acționat greșit. Nu, eu nu pot să spun asta. Cu siguranță am greșelile mele, dar e important să ni le asumăm și să învățăm, corect, să le punem niște lecții de viață. Târziu am înțeles asta, cu toate că în teorie mereu același lucru îl spuneam,
Dar ca să ajungi la nivelul ăsta e nevoie de suferință. Nimeni nu reușește să devină mai înțelept, să progreseze, dacă nu trece prin anumite suferințe, lecții de viață. Corect, corect. Uite, ne salută Ramona Cama din Istanbul. Te pupăm, draga noastră. Îți mulțumim că ești alături de noi. Și Vasilica ne spune exact când ne e bine, ne lăsăm duși de val. Când apare o problemă, hop, că ne trezim. Așa este. Lili Luna, bună seara. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi. Deci așadar, se întâmplă, da, să dăm cu capul și să ne trezim. Ceea ce este foarte bine. Adică până mai bine ne trezim decât să nu ne trezim deloc, zic. Da, să știi că poate pare ciudat, dar am ajuns să mulțumesc, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această lecție de viață dură, pentru că am învățat foarte multe și cred că de data asta le și însușesc, mi le însușesc și reușesc să acord mai multă atenție lucrurilor care mai ieri alaltă ieri nu ocupau prea mult spațiu în viața mea de zi cu zi. Corect. Bine punctat. Este bine să ni le și însușim. Că degeaba le știm, vorbim despre ele, uite, e bine așa, dar dacă noi nu acționăm în acel mod, nu prea e valabil. Bun. Da, da, îți spuneam că așa a început procesul meu de detoxifiere. În primul rând, curățându-mi mentalul, partea emoțională, partea sufletească, încercând să înțeleg unde am greșit, de ce se repetă această lecție și ce pot să fac pentru a trece peste, pentru că nu e ușor. Am descoperit amalgamul de tipare, de frici, de limite pe care mi le-am impus de-a lungul anilor și într-o mare sinceritate față de mine am pornit într-o nouă călătorie, preclădindu-mi, bineînțeles, fundația, care nu era una sănătoasă. Pentru că din acest motiv s-a ajuns aici, pentru că i-am dat corpului și emoții negative, foarte mult stres de-a lungul anilor de studiu. Și mai mult m-am neglijat și din punct de vedere alimentar, pentru că săream peste mese și nu puteam să fiu în echilibru. Și mi-am dat seama că era o ipocrizie să apar în fața pacienților și să le spun să-și respecte orele, cantitatea, să mănânc nutriție, iar eu să mănânc o dată pe zi, să consum anumite produse care mi erau la îndemână, pentru că timpul nu-mi era suficient, eram atât de focusată de munca mea și de pasiunea aceasta, încât uitasem de mine. Și toate acestea. Te rog, cât de important este să alocăm timp meselor. Le spun și eu celor care, pe care îi coordonez, să spunem, în programul de până la urmă este un echilibru și este un stil de viață. Deci oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru. Este ca, le tot spun, este ca și un automobil, o mașină. Dacă nu îi pui combustibil, nu are cum să funcționeze. Adică funcționează până la un moment dat și când placăm. Exact așa și noi. Te rog. Și stilul alimentar, deci nu este important doar să respectăm mesele și cantitatea. Este important să-i furnizăm organismului nutrienții de care are nevoie. Corect. Pentru că este o diferență foarte mare între a te hrăni și a te alimenta. Exact. Deci sunt foarte multe lucruri pe care oamenii trebuie să le înțeleagă. Eu sunt acel nutriționist atipic. Eu nu-mi invit pacienții săptămânal să le schimb dieta, da? Dau un exemplu, în loc de cereale cu lapte să pun un fresh cu pâine prăjită. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre educație. Educație în acest domeniu al nutriției. Să le explici oamenilor ce anume trebuie să consume într-o lume în care aproape totul este nociv. Și este foarte important să le explici ce anume trebuie să facă pentru a-și menține un echilibru, pentru a-și asigura o stare de sănătate, cât de cât, în limite normale. Într-adevăr, este foarte greu să găsim pe piață produse, dar trebuie totodată să știm cum să ne organizăm mesele, astfel încât să-i asigurăm organismului acel necesar.
de care are nevoie pentru a funcționa optim. Cum dăm startul? Acum de primăvară, să spunem așa, și când este cel mai indicat să, din punctul tău de vedere și al experienței tale, să pornim această detoxifiere. Schimbarea stilului alimentar, și vorbesc de mine, s-a produs lent, cu toate că aveam studii și era domeniul meu de activitate. Dar s-a produs așa o schimbare majoră începând cu 2016, de la primul incident, care m-a condus pentru o lungă perioadă spre un stil de viață vegetarian. Nu a fost un moft, pentru că foarte multe vedete pe care le auzim la vedete, mă rog, pe care le auzim la TV, vorbesc despre stilul ăsta de viață vegetarian. La mine nu a fost un moft, a fost pur și simplu un mod de a-mi educa corpul, fiind convinsă că este cea mai bună soluție pentru mine. Mărturisesc cu sinceritate că ispita numărul 1 a rămas ciocolata. Acolo mai am foarte mult de lucru. Și urmând să vorbesc despre detoxifiere, detoxifierea este un proces care se poate realiza în momentul în care noi simțim că avem nevoie de asta. Este optim primăvara și toamna, în momentul în care noi venim cu un bagaj de calorii din anotimpul rece, da? Cu aceste schimbări, atât de temperatură, cât și de alimentație. Și ne îndreptăm, de exemplu, acum în primăvară, ne îndreptăm spre alimente mult mai ușoare, nu atât de bogate în calorii. Bineînțeles că sunt o serie de diete de detoxifiere și de informații care ne bombardează pe internet, dar trebuie să înțelegem faptul că organismul nostru are mecanisme extrem de sofisticate pentru eliminarea toxinelor. Ficatul, rinichii, sistemul gastrointestinal joacă un rol foarte important în excreția substanțelor nedorite. Și detoxifierea va avea loc indiferent de ceea ce facem noi sau nu. Dar diferența este de stilul de viață pe care îl avem. Pentru că, într-adevăr, corpul el încearcă să obțină acea curățare, dar de multe ori are nevoie și de sprijinul nostru. Pentru că noi avem o expunere prelungită la radiații și contaminarea cu diverse substanțe chimice, contaminarea enzimelor care acționează pentru detoxifiere. Să nu mai vorbim de stres. Tot aceștia sunt factori care afectează funcționalitatea organismului și implicit a procesului de curățare. Corect. De unde această idee? Da? Pentru că am spus în descrierea noastră că avem o surpriză pe care tu ne-o vei dezvălui chiar acum, și anume de un ghid, da, de detoxifiere. Despre ce este vorba, te rog. Da. Vocea cumnatei mele, Anca Popjurș, care mi-a fost alături necondiționat în toată acea perioadă dificilă și căreia doresc să-i mulțumesc pentru suportul necondiționat, spunea că ar fi foarte bine și ar crede că ar fi util să aștept toate aceste informații sub forma unui ghid, pentru că le-ar fi de mare ajutor pacienților care se îndreaptă spre un stil de viață sănătos sau sunt în căutarea unei schimbări din punct de vedere al alimentației. Așa și-a făcut, am pornit la treabă și prima lucrare, acest ghid de detoxifiere intitulat Suflet fericit, minte puternică, trup sănătos, pe care îl veți putea găsi de săptămâna viitoare online, în format e-book, pe site-ul editurii Letras, dar și tipărit, tot de săptămâna viitoare. Și înainte de a trece mai departe, de a discuta despre acest ghid, doresc să mulțumesc familiei pentru suportul oferit. Doresc de asemenea să-mi îndrept recunoștința spre domnul Popa Cristian, designerul care a conturat coperta acestui ghid, doamnelor Muntean Doinița, Popaciu, Florina, cărora doresc să le mulțumesc pentru sugestiile și răbdarea cu care au analizat această lucrare,
și editurile tras, bineînțeles, pentru tipărirea acestui demers științific. O să le comunicăm coperta pe, în comentariu, în comentariul acestui live. Înainte vreau să mai și salut pe Nicoleta Oprița, bună seara, draga noastră. Și Vasilica te întreabă, ce părere ai despre sarea amară în detoxifiere? Sunt foarte multe modalități, asta menționam anterior, sunt foarte multe modalități de curățare a organismului. Fie că optăm pentru anumite alimente pe care noi le considerăm un suport pentru organismul nostru, fie optăm pe un anumit program de 9 zile, 15, 21 de zile, este foarte important să consultăm un nutriționist, un dietetician, un medic care să găsească formula optimă, formula potrivită pentru organismul nostru. Nu ni se potrivește tuturor aceeași dietă și informațiile în mare parte pe care dumneavoastră le găsiți pe diverse site-uri trebuie consultate cu atenție, pentru că sunt foarte multe lucruri care nu ne asigură o stare de sănătate, dimpotrivă, ne pot face mai mult rău decât bine. Și este important să facem lucrurile ca la carte. Să cerem opinia, părerea unui specialist în acest domeniu și mai apoi să găsim împreună un plan personalizat. Acum, depinde, poate unora pentru alcalinizarea corpului le este potrivită, dar trebuie, părerea mea este că e important să avem un stil de viață, o alimentație echilibrată, fără foarte multă restricție, pentru a-i asigura corpului toți nutrienții necesari, dar, bineînțeles, să respectăm numărul de calorii sau chiar să-l reducem ușor, dar să nu dăm în extrema cealaltă, pentru că asta nu ne va asigura o stare de sănătate. Atenție foarte mare! Asta doresc să înțeleagă pacienții, pentru că e o diferență foarte mare între a face detoxifierea după ureche sau a înțelege cu adevărat ce înseamnă detoxifierea. Acesta a fost și oarecum rolul și acesta este motivul pentru care am dorit să ajungă aceste informații pe piață. Pentru că sunt niște informații științifice acreditate, menite să ofere o informație care să vină în ajutorul oamenilor cu adevărat, nu să le creeze probleme. Corect. Ce părere ai despre eliminarea cafelei? Pentru că unele persoane, da, să spunem așa, spun că elimină cafea în momentul în care încep un astfel de proces și înlocuiesc cu ceai sau așa mai departe. Care este punctul tău de vedere, te rog? Da, există această opțiune de a renunța. Nu sunt la fel. Nu sunt de părere că trebuie eliminate anumite alimente pentru totdeauna, pentru perioada de detoxifiere. Putem, desigur, opta pe ceaiuri fresh sau smoothie, care sunt un ansamblu de plante sau fructe și legume și care ne asigură nutrienții necesari. Ba mai mult, ei ajută la buna funcționare a organismului, a diferitelor organe. Dar între cafea și partea de detoxifiere, foarte mulți recomandă renunțarea pentru această perioadă la cafea, deoarece oarecum ar stimula secreția de neurotransmițători, de o anumită cantitate de neurotransmițători oarecum nepotriviți pentru această perioadă. Este un subiect foarte complex, putem discuta și știi că noi am mai abordat această discuție între neurotransmițători și alimentele alcaline, care ajută la și stimulează secreția de neurotransmițători, serotonină, melatonină, care ne oferă starea de liniște, de echilibru, și partea cealaltă de neurotransmițători, care stimulează secreția de noradrenalină, cortizol, menite să, sau responsabil pentru partea de stres, da? Deci de aciditate, provocând aciditate corpului. Și între aceste alimente, da, este important să alegem alimente alcaline. Este o legătură directă. Într-adevăr, așa cum ai reamintit tu, noi în 2019, cred că, da, aveam
să spunem așa, un mic interviu, da? Emisiuni în care aduceam pe pagina de Facebook, pe care aduceam celor interesați și nu numai, celor prietenilor noștri, informații pe care tu ni le puneai la dispoziție. O salutăm și pe Alexandra Pascu și aș vrea să te mai întreb despre cantitatea de apă, cât de importantă este. Și bineînțeles că se spune, da, 8 pahare, 2 litri de apă, unele persoane pot să consume, altele spun eu nu pot. Așa. Cum îi ajutăm în acest sens? Hidratarea este foarte importantă, nu doar în procesul de detoxifiere, ci trebuie să o avem în vedere zi de zi. Fiecare cuvânt cheie, fie că vorbim despre hidratare, fie că vorbim despre alimentație sănătoasă, fie că vorbim despre detoxifierea în plan emoțional, da, acestea sunt cuvinte cheie care asigură starea de echilibru. Dar nu se poate să menținem o stare de echilibru dacă unul dintre acești factori îl eliminăm. Pentru că detoxifierea emoțională este un prim pas, alimentația echilibrată este un pas foarte important, sportul nu poate fi eliminat pentru că sportul înseamnă sănătate. Corect. Și trebuie să avem câte puțin din fiecare. Asta înseamnă echilibru. Iar revenind la partea de hidratare, ia apa, pe lângă procesele, pe lângă faptul că intervine în procesele chimice, dar și organele au nevoie de apă pentru a metaboliza, cu atât mai mult este importantă în procesul de detoxifiere pentru că ajută la eliminarea toxinelor. Nu se potrivește această sintagmă din punctul meu de vedere, consumați 2 litri de apă fiecare zi. Sunt persoane sedentare care nu consumă 2 litri de apă, sunt persoane care desfășoară activități sportive și probabil au nevoie de o mai mare cantitate de apă. Și atunci trebuie să adaptăm această nevoie în funcție de nevoia organismului. Dar, bineînțeles, să nu fie mai puțin de 1 litru și nici mai mult de 3 litri, pentru că se pierde foarte mult din minerale, se elimină foarte mult și nu se creează acest grad de absorbție. Corect. Uite, Vasilica ne spune că dacă vrei poți. Eu am renunțat la cola în favoarea apei, care eu știu acest lucru, că Vasilica a renunțat la cola și a fost destul de dificil pentru că, na, cum se spune, fiecare obicei e greu să te debarasezi de el. Aș vrea să te întreb despre fructe și despre legume, alimentele colorate. Cât de des trebuie să le avem în farfurie? Acum, dacă vorbim de detoxifiere, o să-ți povestesc puțin cum le-am introdus eu în acest proces și în acest ghid, pentru că persoanele care vor parcurge acest ghid vor vedea că sunt trei variante de procese de detoxifiere, de curățare ale organismului pe care eu le-am propus și care au incluse fructele și legumele, pentru că eu le consider foarte importante, dat fiind conținutul în vitamine, minerale și compuși activ. Și bineînțeles, renunțarea pentru o perioadă la partea de alimente procesate, carne, grăsimi saturate, sucuri carbogazoase, această alimentație junk food, pe care nu ne aduce beneficii, dar de multe ori ne face o plăcere. Odată la ceva timp mai cădem în... Dar știm și noi că sunt de bune, adică na. Cădem în noi și nu putem să atingem perfecțiunea aceasta. Sunt puține persoane care într-adevăr reușesc să se detașeze complet de această alimentație. Ceea ce este foarte important, o să observați cei care începeți procesele de aceste programe de detoxifiere, o să sesizați la un moment dat, după ce parcurge, să zic, programul de 9 zile, de 15, sau faceți un stil de viață din acestea, o să observați faptul că nu veți mai avea, nu veți mai simți senzația de foame și, în al doilea rând, o să simțiți faptul că acele alimente, corpul nu le mai primește, nu vă mai face o mare plăcere să le introduceți în organism. Pentru că se simte această schimbare după un program de curățare a corpului.
În primul rând, se vede pe tenul nostru, da? Și plus că avem altă stare, da? O stare de bine, cum se spune. Despre, da. Aș vrea să ne spun câteva lucruri și despre zahăr. Pentru că mulți, cu multe persoane mă întâlnesc care folosesc zahăr în cafea, zahăr în ceai, zahăr în nu știu unde. Adică mi se pare totuși că e o cantitate foarte mare și nu doar pentru a aduce un pic de savoare, ci așa, în cantități, destul de consistent. Te rog. Da, asta devine o neglijență din partea noastră și zahărul, ca și celelalte alimente pe care eu le-am enumerat anterior, sucuri carbogazoase care de altfel conțin o cantitate foarte mare de zahăr, aceste grăsimi saturate, grăsimi hidrogenate care se depun pe arterele noastre. Deci toate aceste alimente nu fac decât să ne chinuie corpul și nu-l ajută pe termen lung. De aceea ați văzut și la televizor că mereu ne sunt propuse, da, pe acele reclame, renunțați la zahăr, renunțați la sucuri carbogazoase și așa mai departe. Trebuie să avem un echilibru și să optăm pentru alimente sănătoase și aici vorbim despre fructe, legume, da, care ne oferă nutrienți. Asta este diferența. Bun. Uite că Nicoleta Oprița ne spune, având o dietă echilibrată, unele alimente care înainte îmi plăceau, acum nu mai pică bine. Exact. Așa cum ai spus și tu, Andreea. Și vreau să te mai întreb despre, știi, acel stigmat sau ce se spune, după ora 18, după ora 19, nimic, nu mai consumăm nimic. Depinde foarte mult de programul nostru. Se spune, există această sintagmă pentru faptul că organismul are nevoie să digere, da? Mâncarea pe care noi am oferit-o, să zic, la cină. Eu lucrez foarte mult cu pacienții și le spun că este important să opteze pentru o masă foarte lejeră la cină. De obicei supe, creme sau ciorbe de legume, ceva lejer, ceva ușor, doar să-l păcălim, da? Să transmit acești receptori și senzația de sațietate, dar să nu-l încărcăm peste noapte, pentru că, în primul rând, mai ales dacă nu-i dăm timp și mâncăm la ore târzii, el nu va reuși să proceseze toată hrana, va fermenta, pentru că rămâne stocată până a doua zi, automat crește și nivelul de aciditate din organism. Deci nu este recomandat, dar putem găsi, așa cum am spus, alimente lejere, călduțe, cum sunt ciorbele. De ce? Pentru că ele reglează pH-ul, aduc nutrienții necesari, pentru că au și legume, pentru cei care optează și pentru produsele de origine animală. Deci sunt alimente complexe și sunt foarte lejere pentru seară. Deci nu, și automat nu putem nici să renunțăm la masa de cină, de seară, da? Deci nu, de seară, da? să nu o luăm, dar trebuie să găsim alimente mai slabe caloric, da? Să nu fie de foarte. Celelalte le vom porționa pentru mic dejun, pentru gustare, pentru prânz. În prima parte a zilei, când noi desfășurăm activitate fizică sau avem anumite activități. Aici se schimbă puțin lucrurile când vorbim despre sportivi. De asta ziceam, o dietă, aud tot felul de diete minune, nu se potrivește tuturor. Sunt oameni sedentari, sunt sportivi, sunt oameni care oarecum au și parte de birou, dar fac și sport. Și atunci noi trebuie să găsim o soluție pentru fiecare dintre aceste persoane. Depinde. Să nu mai vorbim de bolile metabolice. Vorbim aici despre afecțiunile cardiovasculare, despre diabet, despre afecțiunile tiroidei, da? Trebuie să avem în vedere ce alimente se potrivesc. Nu putem să oferim același program tuturor persoanelor care vin să ceară un sfat sau un sprijin. Da? Corect, corect. Bun, aș vrea să mai punctăm așa spre final importanța respectării meselor. Pentru că, cum ai spus tu, haotic. Da, uităm să mai mâncăm și... Te rog.
În primul rând, este important să ne obișnuim să luăm masa la aceleași ore, pentru că în stomac există anumiți receptori care transmit informația spre creier și se transmite o informație la nivel de sațietate. Da? Și dacă noi mâncăm haotic, înseamnă că în permanență există această informație transmisă, iar el fiind un mușchi până la urmă, el cere în continuare hrană. De asemenea, este foarte important să respectăm cantitatea, pentru că fiind un mușchi, el se dilată și cu cât îi oferim mai multă hrană, cu atât crește mai mare, da, în volum. Cantitatea și ora sunt printre factorii cheie ai reușitei, indiferent despre ce dietă vorbim. Dacă respectăm orele și mâncăm moderat, cu siguranță vom avea și rezultate foarte bune. Acum, în ceea ce privește programul de detoxifiere, revenind la tema noastră, de asemenea este foarte important să menținem orele și cantitatea. De ce? Pentru că automat, după programul de detoxifiere, noi vom avea un proces post-detoxifiere. Ce facem atunci? Ei bine, noi obișnim deja corpul cu orele respective. Chiar dacă în ghidul respectiv sunt primele două zile în care doar hidratăm și nu există o hrană solidă, începând din ziua 3, la fiecare variantă, în afară de postul intermitent, și acolo o să-ți povestesc puțin cum merg lucrurile, deci în cele două variante, din ziua 3 noi avem prânzul. Dar după ce se termină procesul de detoxifiere, pentru că nu-l ținem a la lung, vorbim de 9 zile, depinde pentru ce optă procesul de detoxifiere derulat pe 9 zile sau pe 21 de zile și mai apoi revenim la un stil echilibrat. Ce înseamnă asta? Avem mic dejun, gustare, prânz. Și noi deja în perioada asta de 9 zile, de 21 de zile, de 15, mă rog, trebuie să obișnuim organismul cu orele respective, pentru a-i fi lui mai ușor să continue. Pentru că asta, de fapt, devine un stil de viață. Nu rămâne o dietă exact, pe care o folosim exact. 3 luni și ne întoarcem la zahăr, la sucuri. Adică foarte multe lume spune, după o dietă, da? După așa numită dietă, zice, eu m-am îngrășat. Păi tu ai revenit la vechile obiceiuri. Adică ai mâncat iarăși în neștire, ai mâncat iarăși la o anumite, nu ai mai respectat nimic din ceea ce ai învățat, pe este ca și când tu ai vrea ca un bebeluș te vrea direct să fugi și tu nu ți-ai urmezi pașii. Păi urmează pașii pe care tu te-ai obișnuit cu ei, obișnuit organismul și continuă. Nu înseamnă că nu mai poți să mănânci, nu știu, dacă îți plăcea, nu știu, cum ai zis tu, adică poți să mergi la fast food, dar nu să mergi fiecare zi, adică nu revii la vechile obiceiuri. Mai vrea să mănânci o felie de tort din când în când, dar nu în fiecare zi și nu la fiecare masă. Adică, totuși. Asta înseamnă procesul de detoxifiere. Din acest motiv este important. El, de fapt, reprezintă un restart. Noi dăm un restart organismului. O luăm, practic, de la zero, eliminăm partea de toxine și de încărcătură din corpul nostru, luăm parte la o terapie scurtă, da? Vorbim de programul de detoxifiere de 9 zile, dar foarte intensiv. Acesta este destinat tuturor persoanelor care doresc să reseteze metabolismul, da? Și la finalul acestuia, noi încercăm treptat, atenție, treptat, nu a doua zi după ce terminăm programul, să introducem anumite categorii de alimente. Dar nu le putem introduce dintr-o dată, pentru că organismul fiind obișnuit să consume hrană solidă, va avea un disconfort maxim în momentul în care noi vrem dintr-o dată să revenim la vechile obiceiuri și să-i dăm o hrană solidă care l-ar supra-solicita. Scopul detoxifierii este de fapt și acela de a menține acea energie, pentru că 80% din energia corpului merge pe digestie. Nu știu dacă mulți dintre noi știm asta. Și atunci prin detoxifiere noi îi dăm o pauză. Le dăm o pauză organelor și alegem alimentele care le furnizează nutrienți, așa cum am repetat. La programul de detoxifiere derulat pe 15 zile, care poate să se prelungească până la 21 de zile, acesta de fapt se pretează deja pentru intermediar, pentru persoanele care s-au obișnuit și merge foarte mult pentru activarea sistemului imunitar.
de care e nevoie acum, fie că ne place, fie că nu, suntem expuși unei game largi de substanțe chimice, iar corpul nostru este bombardat în fiecare zi de tot felul de substanțe și de factori externi. Da? Iar detoxifierea, acest plan pe care eu îl propun și pe 15 zile, este unul bogat în fibre, pentru că are un mic dejun cu smoothie, care conține anumite sucuri, da, din legume și fructe, semințele de chia, care sunt piesa importantă și principală din puzzle. Este un regim bogat în fibre, care previne constipația, da? Și asigură sănătatea sistemului gastrointestinal prin menținerea mișcărilor peristaltice ale intestinului. Iar prânzul este compus din salate de legume foarte complexe, care să asigure mineralele, vitaminele de care organismul are nevoie pentru a nu dezvolta carențe. Atenție, este foarte important ca în perioada aceasta de 15-21 de zile să-i oferim diversitate corpului pentru a nu dezvolta carențe, pentru că atunci noi n-am rezolvat nimic. Adică ce am rezolvat pe partea aceasta. Exact, da. Iar pentru cei familiarizați cu primele două variante, dar care se confruntă cu anumite boli cronice, probleme de sănătate, am expus povestea mea în cea de-a doua, a treia parte a ghidului, care prezintă stilul meu de viață, și anume un program de post intermitent. Ce reprezintă acest post intermitent? O zi de post negru, o zi de alimentație, o zi în care ne hrănim și o zi în care îi dăm repaus organismului. Este o alegere pe care nu eu am inventat-o, o folosesc foarte mult rușii și nemții, au spitale destinate acestui post intermitent, acestei metode de detoxifiere, și este extrem de benefic. Se derulează după un anumit standard, da? Cu anumită restricție calorică, dar are numeroase beneficii pentru sănătate, conform studiilor pe care le-am descris în ghid, ca să fie o bază de încredere. Aceasta reduce nivelul factorilor ce pot declanșa un proces inflamator. Chiar s-a demonstrat prin studiile respective că a redus colesterolul, LDL, aceste lipoproteine cu densitate joasă, sunt benefice pentru partea cerebrală, pentru scăderea nivelului de zahăr în sânge. Deci foarte, foarte multe beneficii are acest post intermitent. Recunosc că este foarte greu să ajungi la un astfel de program și necesită o pregătire prealabilă. Deci nu putem de mâine începem, nu. De mâine începem un post intermitent, nu. Corpul trebuie pregătit pentru acest proces. Bun. Da, într-adevăr, așa este. Ne spune Vasilica câte informații ne-ai oferit, Andreea, e o plăcere să te ascultăm. Mulțumim, Vasilica, o salutăm și pe Alina, Ioana Tec, și bună seara. Aș vrea, te rog, spre încheiere, să ne spui încă o dată și bineînțeles că ulterior să ne comunici în comentarii unde găsim cartea, ghidul, da, cum se poate achiziționa și de când, să spunem așa. Și bineînțeles că un punct de încheiere, pentru că, cum ne spune Vasilica, da, cu tine am tot discutat, dar promitem că o să mai facem. Anunțăm în comentarii. Te rog, Andreea. Te rog să postez și coperta acestui ghid, pentru a se familiariza cei care doresc să-l identifice pe site. Îl puteți găsi, o să revin și eu cu un link în momentul în care voi avea oficial vestea că a apărut în online. Va fi atât online cât și în format tipărit, începând de săptămâna viitoare. Nu știu chiar exact dacă 17-18 martie, în funcție de cum voi reuși să intru în posesia lui, dar voi anunța, o să îți furnizez și ție informațiile necesare. Corect. Și link-ul respectiv pentru cei interesați să-l parcurgă. E un ghid care vă invită la un stil de viață sănătos și sunt convinsă că o să vă cucerească prin informațiile prețioase pe care
prin înțelepciunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, am reușit să le transpun într-un format scris. Și să zic, vă doresc multă, multă sănătate. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu tot ce e mai bun. Să nu uitați că sunteți speciali, că sunteți foarte importanți, că timpul vostru este foarte prețios. Să încercați să vă bucurați de oamenii dragi cât mai mult, să nu mai fiți atât de superficial și să oferiți iubire, afecțiune în jurul vostru, că asta înseamnă, de fapt, e cea mai mare nevoie. Înainte de cea de alimentație, iubirea este o nevoie primordială pentru fiecare dintre noi. Exact, așa este. Mulțumim, mulțumim, Andreea. Drag, eu îți mulțumesc. Ne spune că se bucură că ai revenit public. Da, ne bucurăm într-adevăr pentru că ești astăzi aici și că ne-ai oferit aceste informații minunate și valoroase. Aș vrea să închei, așa cum a spus și Andreea, să avem grijă de corpul nostru pentru că este singurul pe care îl avem în momentul de față. Și bineînțeles să ne bucurăm de oamenii dragi, să oferim iubire, să nu mai purtăm nici măcar puțină supărare, da, pe ceilalți. Și postul, știi? Suntem în ton cu schimbările mari care trebuie să le facem. Exact, exact. Și să dăruim și să oferim iubire și zâmbet și dragoste. Dragii mei, până săptămâna viitoare, vă dorim numai bine și bineînțeles că vă reamintesc, distribuiți acest live cu aceste informații valoroase pe care Andreea ni le-a dăruit în această seară să ajungă la cât mai multă lume și vă reamintesc că va fi încărcat pe canalul meu de YouTube, astfel încât îl puteți urmări forever. Vă pup și vă doresc o seară minunată. Mulțumim, Andreea! Cu drag! Eu îți mulțumesc că m-ai invitat!